Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, prea bunule și iubitorule de oameni, te rog să-ți cobori ochii tăi milostiv către mine, robul tău nevrednic, și să-mi acorzi ajutorul tău, căci fără tine sunt orb, surd și neputincios. Înaintea ta vin cu smerenie și cu frică de tine și îți cer să-mi acorzi iertarea ta pentru toate păcatele mele pe care le-am făcut prin gânduri, cuvinte și fapte, cunoscute sau necunoscute. Îți cer să mă ajuți să îndepărtez din viața mea toate patimile și ispitele care mă fac să mă îndepărtez de tine și să-mi luminez calea și să mă îndrumi către cele bune. Doamne, înțeleg că fără tine sunt slab și neputincios și că doar prin tine voi putea birui ispitele și păcatele. De aceea te rog să-mi dai putere și încredere în puterea ta, să mă ajuți să-mi controlez gândurile, să îmi domolesc pornirile trupului și să îmi umpli inima de dragostea ta sfântă. Te rog să curăți inima și sufletul meu de toată necurăția și păcatul, să îmi ierți greșelile și să mă ajuți să le îndrept. Alungă de la mine toată întinăciunea și stricăciunea și fă-mă vrednic să primesc iertarea ta. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să-ți întinzi mâna ta cea milostivă către mine, să mă ocrotești și să mă păzești de ispitele celui rău și să mă umpli cu pacea și liniștea ta. Te rog să mă învrednicești să primesc mila și bunătatea ta, să mă faci vrednic de darurile tale și să mă ajuți să trăiesc o viață plină de credință, speranță și iubire. În numele tău preasfânt, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper că această rugăciune să îți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.